Haideți să deschidem scripturile la 1 Ioan, capitolul 2. Voi citi trei versete de acolo, versete pe care le-am citit și data trecută. Vrem să continuăm studiul pe care l-am început data trecută. Și acesta este de fapt parte dintr-un studiu mai amplu despre dărnicie ca părtășie, ca legătură frățească și la rândul lui, partea aceasta din studiu este de fapt despre ucenicizare și am privit spre ucenicii noi, ucenici din fapte, capitolul 2, atitudinile lor vis-a-vis -vis de învățătura apostolilor, de părtășie, de frângerea pâinii, de rugăciuni și cum trăiau viața de ucenicie, atunci, imediat după ce au fost adăugați adunării. Avem foarte multe de învățat de la ei, și dacă vrem ca Dumnezeu să lucreze în noi o viață profundă, o viață, uh, relații profunde de legământ, o relație sănătoasă și profundă cu El, o relație sănătoasă și profundă cu semenii noștri, cu frații noștri de credință, atunci trebuie să privim spre ucenicizarea care exista atunci și în fapte 2 ni se spune că aveau o inimă curată, o inimă bucuroasă, care lăudau pe Domnul, lăuda pe Domnul și erau plăcuți înaintea întregului norod. Toți priveau spre ei, îi lăudau în gura mare, cum spune fapte 5, și în același timp Domnul adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Avem de uh, învățat pentru că, indiferent uh, că vorbim despre noi ucenici, care tocmai au fost adăugați adunării, sau vorbim despre ucenici mai vechi, care slujesc pe Domnul în adunare de multă vreme, e bine să avem înaintea ochilor prioritățile acestea, pentru că ele vor revigora viața noastră de slujire și în același timp uh, creșterea noastră spre Sfințenie, creșterea noastră în Domnul. Data trecută am început să ne uităm la 1 Ioan, capitolul 2, unde Apostolul învață, de la versetul 15, așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci deci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și a vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Îndemnul pe care apostolul Ioan îl dă ucenicilor lui este ca ei să nu se relaționeze la și să nu-și croiască viața după modelul lumii, după valorile lumii, după sistemul lumii de valori. De ce? Pentru că este perisabil, pentru că trece și pentru că este uh, în opoziție cu valorile lui Dumnezeu. Mai devreme, el se adresează copilașilor, tinerilor, părinților și uh, le dă câteva îndemnuri, și apoi le spune. și apoi le spune. Uh, Acelorași categorii de oameni nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, și dă trei categorii aici de lucruri care sunt în lume, și cred că cele trei categorii sunt reprezentative pentru cele trei categorii de vârstă sau cele trei etape ale vieții: Etapa, prima etapă a copilăriei, a adolescenței, a vieții de tânăr adult, după aceea vârsta a doua și vârsta a treia. Ne-am uitat la primele două categorii data trecută și cum um, corespund ele: pofta firii pământești, uh, corespunzând cu prima etapă a vieții, după aceea pofta ochilor, corespunzând cu a doua etapă a vieții, și anume uh, dorința de a acumula, dorința de a avea, dorința de a înainta, uh, de a poseda lucruri numai de dragul de a le poseda și îți găsești valoarea și identitatea în lucrurile acestea. Și am vorbit atunci despre faptul că dărnicia a fost lăsată de Dumnezeu ca și instrument de a controla firea pământească. Lucrul acesta este important să îl înțelegem, pentru că la fiecare etapă a vieții, până la urmă, noi lucrăm cu niște resurse pe care Dumnezeu ni le-a dat sau categorii de resurse. Vorbim despre timp, care este limitat, fie că trăim 80, 90, 30. O sută de ani nu contează câți să am trăim. Fiecare dintre noi primim din partea lui Dumnezeu o anumită cantitate de timp, da? care este măsurabilă și um, este o resursă care ne-a fost dată spre administrare. Apoi, fiecare dintre noi avem uh, un anumit grad de energie fizică, energie care ne dă capacitatea de a munci, de a funcționa în lumea aceasta. Avem energie uh, mentală energie care ne face să învățăm și să punem, să folosim învățătura pe care, cunoștințele pe care le acumulăm pentru un anumit scop practic. Avem de asemenea o anumită cantitate de resurse emoționale, capacitatea de a iubi, de exemplu, este o astfel de uh, resursă, de a te relaționa la alții, de a te implica în relații sociale. Și fiecare dintre noi avem măsuri diferite de sau grade diferite din aceste a, resurse. Bineînțeles că timpul a, este la fel pentru toată a, lumea, doar că durata lui diferă pentru că Dumnezeu a hotărât zilele fiecăruia cât trăim pe pământul acesta. însă timpul a, în fața timpului suntem toți egali că toți măsurăm timpul la fel. Nu, un minut pentru toată lumea este 60 de secunde, nu e nici nu e 50 de secunde sau nu e 100 de secunde. Chiar dacă ni se pare că trece mai repede sau mai greu. La fel, în ce privește resursele financiare? Suntem diferiți. Um, unii pot să primească mai mulți ca moștenire de la părinți, aibă o situație materială mai bună decât alții. Unii pot să muncească același număr de ore pe care le, muncește, le muncesc alții, dar să câștige mai puțin în funcție de pregătire, de specializare sau chiar de oportunități da, pe care a, le are acolo unde se află. Astea sunt resurse diferite și le avem în mod diferit în diferitele etape ale vieții. La început, în prima etapă, când suntem tineri, când suntem, eu știu, copii, adolescenți sau în perioada de tânăr adult, avem mai mult timp la dispoziție decât bani, de exemplu. Dar cel mai mult și cel mai mult avem energie, da? pentru că tinerețea echivalează cu energia. O energie care trebuie să fie și e bine să fie consumată, nu poți să o doar să o ții, nu se consumă latent. În a doua etapă a vieții se schimbă puțin proporțiile, adică dacă înainte aveam mai multă energie, energia scade în a doua etapă, într-un anumit sens, deși suntem încă plini de energie, Crește uh, partea financiară, avem mai mulți bani, deja suntem într-o etapă în care muncim, în care avem uh, un job în care putem să strângem, dar asta ne va consuma foarte mult din timp. Deci timpul este cel mai prețios sau cel mai. Uh, a avutul cel mai uh, puțin pe care l avem în etapa asta a vieții. Și apoi urmează etapa a treia, pe măsură ce îmbătrânim, pe măsură ce intrăm în vârsta a treia, atunci, mai ales dacă ieșim la pensie, avem uh, mult mai mult timp, mai mult decât am avut vreodată, însă, odată cu îmbătrânirea, înseamnă venirea problemelor de sănătate, scăderea energiei. Și um, chiar dacă avem mai mult sau mai puțin bani, deși cea mai mare parte de mulți consumă îi consumă pe sănătate, sănătate de care n-au știut sau n-au avut sau n-au putut să aibă grijă câtă vreme au putut să muncească din plin, însă în a treia etapă a vieții, cea lucru cu care pe care îl avem cel mai prețios este energia, pentru că asta e cea mai puțină. Și o să, vorbesc, o să vorbim astăzi despre această etapă a vieții. Ei bine, dacă prima, în prima parte a vieții ne confruntăm cu uh, pofta a firii pământești cel mai mult, pofta ochilor mai puțin, lăudăroșia vieții și mai puțin, uh, în a doua etapă a vieții ne confruntăm cel mai mult cu pofta ochilor, după aceea cu pofta firii pământești, după aceea cu lăudăroșia vieții și în ultima etapă a vieții ne confruntăm cel mai mult cu lăudăroșia uh, vieții. Și ce înseamnă roșia? Este un termen foarte interesant pentru că el apare în greacă doar de două ori aici și în Iacov capitolul 4 versetul 16. În limba greacă termenul înseamnă o etalare arogantă, ostentativă, opulentă a ceea ce ai. Adică vrei să arăți ceea ce ai, ceea ce ai obținut și consideri că ai obținut prin propriile tale puteri. De aceea te avansezi pe tine, te prezinți pe tine ca fiind cineva. Originea termenului în limba greacă este foarte interesantă pentru că Etimologic, provine de la vindecătorii ambulanți sau itineranți care promiteau că au tratamente pentru toate bolile comunității și care se foloseau, spuneau ei, puteau să facă chiar și minuni, dar erau un fel de vraci ambulanți sau de vânzători ambulanți, dar de iluzii. De acolo provine termenul. Ideea, însă, este aceea de a etala. -o, Printr-o atitudine arogantă și superioară, plină de încredere în sine, de mulțumire de sine, ceea ce ai. O atitudine care în mod necesar se manifestă public, se manifestă în relația cu ceilalți, nu este doar una interioră. Adică arăți și vorbești despre ceea ce ai făcut, despre realizările tale, despre cine ești tu și ce, cum ar trebui lumea să te privească. Uh, în ultima parte a vieții, știind că se apropie plecarea din lume, omul simte o nevoie tot mai mare de a ști că lasă ceva în urmă, de a ști că a trăit pentru uh, ceva anume, pentru că nu, că nu și-a irosit și viața. Și atunci privește înapoi și găsește plăcere să se laude cu ceea ce a realizat în viața lui sau cu ce realizează atunci cu ce a agonisit, cu faptele pe care le-a făcut, cu statutul familiei sale, pe care au ajutat-o de-a lungul timpului. Pe mulți am auzit cum spuneau că zice, am ținut copiii la facultate, i-am făcut oameni. Ceea ce, ok, da, este, poate să fie adevărat, dar își arog meritul acesta, da, pentru realizările altora. Bineînțeles că fiecare sau cine a trecut printr-o facultate și știe ce cheltuieli sunt, ca să rămân la exemplul acesta, își dă seama de valoarea susținerii materiale și sufletești a, a părinților ca să treacă prin a, etapa asta. Dar a, ideea asta de satisfacție de sine, ce am făcut, ce am realizat, cine sunt, despre asta vorbesc acum. A, Există riscul chiar de a ne uh, lăuda cu propria dărnicie, uh, pe cât i-am ajutat, câte fapte am făcut, ce n-am făcut și așa mai departe. Pentru că simțim nevoia ca să ne justificăm întâi nou înșine și apoi celor din jurul nostru felul în care ne-am trăit viața. Și avem nevoie de o recunoaștere, avem nevoie de o validare din afara noastră. Uh, în același timp, sunt conștient că există și o încercare. La acea vârstă de a nu fi uitați după ce nu vom mai fi pe pământ. Da? Vrem să lăsăm o amintire. Da? Lumea să-și amintească de noi, de lucrurile pe care le-am făcut și vrem să lăsăm și o mărturie în urmă. În ce privește privirea în urmă și evaluarea vieții noastre și dorința de a lăsa după noi o mărturie sau un exemplu de urmat, da? lucrul ăsta e normal. Asta este chiar benefic. Avem în uh, uh, scriptură pe uh, Pavel care spune ce a făcut, nu cu scopul de a se pune pe sine în uh, față sau a-și merite care nu sunt ale lui, dar cu scopul de a se da pe sine ca exemplu, ca alții să calce pe urmele lui, după cum el însuși a călcat pe urmele Domnului Isus, spune el. Uh, însă, dacă ceea ce facem uh, este o etalare ostentativă, superioară, arogantă, dacă e doar o justificare de sine care mă scoate pe mine în evidență, da, ce bun, ce darnic, ce harnic, ce inteligent am fost eu, câte n-am mai rezolvat, câte n-am mai făcut, nu-i nimeni ca mine, uh, dacă etalarea aceasta nu îl are în prim plan pe Dumnezeu. Atunci să știți că um, există un risc foarte mare să fi căzut deja în plasa sau în păcatul mândriei. Da. Avem, pe de o parte, în exemplu lui Pavel, o laudă sau o recunoaștere care este bună, care este obiectivă, care recunoaște niște limite și îi cheamă și pe ceilalți să le recunoască. Care privește spre lucrarea pe care Dumnezeu o face prin noi și harul pe care El ne-l dă, și există o dragoste sau o laudă de sine greșită, subiectivă, bazată pe dragoste de sine și pe a, o încredere în sine nejustificată, da? care îl face pe om să se mândrească, care îl face să își aroge merite pe care de fapt nu le are. Și lăudăroșia vieții intră în această a doua categorie. Ca să dăm un exemplu concret, e foarte interesant că subiectul laudei poate chiar ar merita să-l să studiem separat. În 2 Corinteni, capitolul 10, de fapt, în 2 Corinteni apare de cele mai multe ori ideea de laudă sau a te lăuda din Noul Testament. La un moment dat, Pavel spune, suferiți puțină nebunie din partea mea, da? Lăsați-mă să mă laud, de ce? Pentru că ei aveau sistemul de valori uh, dereglat. Aveau busola dereglată în fața acelor apostoli nespus de aleși. Și pe contextul acesta, Pavel vine ca să uh, le regleze cumva busola aceasta defectă. O să citesc de la 2 Corinteni, capitolul 10, de la 12 până la final: Negreșit nu avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar, ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Adică este o nebunie, este o prostie să, uh, îți, să te validezi tu pe tine însuți măsurându-te cu tine însuți. Adică nu te compari cu ceva obiectiv. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Adică, există niște recunoașteri, niște limite pe care Pavel le face, în așa fel încât ceea ce spune este o, este o evaluare obiectivă. Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi căci în adevăr până la voi am ajuns în evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile, altuia ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul vostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura voastră. Așa că vom putea propovădui evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de agata. Înțeles că Pavel e ironic aici, face referire la exact ceea ce făceau acei apostoli, în ghilimele, pe care îi estimau corintenii. Ci orice se laudă, oricine se laudă să se laude în Domnul. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Ideea de primire aici și de laudă pe care Domnul face vorba despre evaluare sau de judecată obiectivă a ceea ce ai făcut. Pavel nu consideră că este păcat să numească concret lucrurile, limitele acelea, marginile pe care Dumnezeu le-a făcut sau ceea ce au realizat ei. Însă, el întotdeauna spune, cine se laudă, să se, se laude în Domnul. De ce? Pentru că meritul pentru orice lucrare pe care ai reușit să o faci, de fapt, aparține lui Dumnezeu. Dacă el nu ți-ar fi dat resursele, niciodată n-ai fi putut să faci lucrarea respectivă. Și în contextul din Iacov 4 cu 16, când îi folosi cuvântul acesta de Lău de roșenie, tot în sensul ăsta este folosit și, și spune um, Iacov acolo, în schimb, voi ar trebui să spuneți dacă va vrea Dumnezeu, voi face cu tare și cu tare lucru. Am zis că lăudăroșia vieții, acea bătaie de tobă sau acea zarvă mare, arrogantă care se face în jurul realizărilor mele sau a pretenților realizărilor mele, se încadrează la această lăudăroșie a vieții. Bineînțeles că ea nu se întâlnește doar la vârsta a treia sau că toți cei care ajung la o anumită vârstă se confruntă cu acest lucru, Însă, cred că este predominantă într-un punct în care ne uităm înapoi și încercăm să vedem pentru ce am trăit, o viață care s-a scurs repede și ce uh, lăsăm în urmă. De aceea, uh, este uh, important să înțelegem care este pericolul acesta și care e diferența între o. Uh, evaluare, o judecată, o recunoaștere obiectivă a ceea ce Dumnezeu a făcut uh, în noi, cu noi, prin noi și uh, în, pentru a putea să dăm un exemplu, pentru a putea să fim un exemplu pentru alții, și ceea ce ar uh, fi o lăudă o aroganță bazată pe uh, mult zgomot, dar uh, pe uh, Nimic cu substrat. Și mi se pare foarte interesant că viața omului fără Dumnezeu, viața omului care se raportează la sistemul lumesc, da, și iubește, se identifică cu sistemul lumii, este comparată cu traseul unui vânzător ambulant. Da, după etimologia cuvântului. Și apropo, tot ideea de negustor care merge, care face, care pleacă într-altă parte, e și acolo în Iacov 4 care merge într-o direcție, merge într-un loc, dar fără o direcție anume. Merge acolo unde îl duc oportunitățile de moment și trăiește pentru profit și valoarea lui depinde în ochii lui, depinde de cât de mult își promovează propria imagine. Că asta este imaginea termenului de aici. Să ne întoarcem acum la felul în care avem la dispoziție resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat și ce resurse avem și în ce proporție în perioada asta a vieții. Da. În ultima parte a vieții, resursa pe care o avem cel mai mult la dispoziție este timpul. Puterea de muncă, dorințele omului scad și sănătatea e mult mai șubredă și nici energie nu mai are atât cât aveam în așa fel încât lucrurile pe care alte dată le făceam ușor, acum devin din ce în ce mai greu de uh, făcut și le facem, ne ia mai mult timp să le facem, mai multă energie și le facem din ce în ce mai rar. Uh, nici flexibilitatea nu mai e cum a fost uh, uh, odată, pentru că dacă înainte ne puteam adapta ușor schimbărilor de moment, de planuri, acum trebuie să facem planuri, trebuie de ce? Să ne dozăm Energia că timp avem. Energia trebuie să ne o dozăm în așa fel încât să putem să facem uh, lucrurile de pe listă. Uh, ceea ce avem mai mult acum este timpul din categoria asta de categorie de resurse. Timp pe care nu l-am avut poate niciodată înainte. Uh, și pe locul 2 sunt banii și pe locul 3 energia. Uh, trebuie să ne întrebăm cum consumăm eficient în etapa asta a vieții. Resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat. Da? Mi se pare interesant că resursa principală pe care Dumnezeu ne-a dat-o timpul în perioada asta a vieții, mă uitam la mulți care au ajuns în perioada asta, eu încă nu sunt acolo, mai am, dar um, îi văd că o, o consumă ca într-un fel de sală de așteptare în care. Nu faci ceva anume, da? Merge televizorul non-stop, uh, nu pentru că ai fi interesat sau ai asculta cu adevărat toate știrile sau te-ai uitat la toate, eu știu, telenovelele sau toate filmele sau așa mai departe, da? Uh, la fel ca în sala de așteptare. Da? Uh, e doar un mijloc de, a, de distragere, da? Ca să nu simți că timpul trece atât de încet. Uh. Și n-ai nimic de făcut până când nu te cheamă înăuntru. Da? Că ești la dentist sau că ești la doctor sau în altă parte, în sala de așteptare, nu ai altceva de făcut decât să aștepți și trece timpul cum trece până când îți ține rândul să intri. Uh, Ei bine, mulți văd perioada asta vieții lor ca fiind doar o sală de așteptare uh, până sunt chemați să intre în veșnicie. Da? Nu mai au nimic de. Uh, făcut anume trebuie doar să își uh, chinuie zilele sau să omoare timpul până când Domnul îi cheamă acasă. Mi se pare interesant că noțiunea asta de a omorî timpul nu o găsesc în Scriptură. În schimb găsesc opusul, să răscumpărăm timpul. Da, și asta este valabil pentru fiecare dintre noi indiferent de etapa vieții, de vârsta la care suntem. Uh, chiar și acum când la bătrânețe avem mai mult timp la dispoziție decât uh, în etapa anterioară. Bineînțeles că cu cât ai o resursă mai, uh, e mai rară, e mai puțină, cu atât trebuie să o răscumperi, trebuie să o cheltuiești mai înțelept, n-ai voie să o irosești. Uh, dar nu cred că nici măcar la vârsta a treia uh, nu suntem chemați ca să omorâm timpul. Ideea din Efesen 5 cu 16, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Ideea de răscumpărare a timpului, a, Cairon, Greacă și Exagorazo, termenul de răscumpărare, este unul folosit și pentru răscumpărarea în Hristos, pentru mântuire. Um, este aceea de a cumpăra din piață, din agora, dar a scoate ex, a scoate afară din piață. Și ideea care este când spui exagorazo? Cumpărai, de obicei locul pieței era locul în care cumpărai bunuri, pe vremea aia cumpărai și sclavi, da? dar puteai să-i cumperi ca o investiție și să-i lași acolo pentru a-i vinde ulterior, sau puteai să îi cumperi și să-i scoți afară și atunci erau proprietatea ta și te de ideea de proprietate, că era vorba de bun sau de un bun anume sau de, de sclav sau așa mai departe, orice cumpărai în piață. Ei bine, aici timpul. E vorba de a cumpăra timpul, al scoate afară din piață și al pune într-o anumită slujbă, a face ceva cu el. Și este foarte important să înțelegem că resursa asta anumită, timp pe care Dumnezeu ne-a dat-o, da? nu ne-a dat-o ca să fie omorâtă de noi, ci ne-a fost dată tocmai ca să o punem într-o anumită slujbă. Da? Uh, și asta la uh, chiar și atunci când nu avem mult mai mult la dispoziție, cum este această etapă a vieții. Deci, uh, trebuie să ne însușim timpul, trebuie să-l punem la lucru, trebuie să-l punem în uh, slujbă. Faptul că suntem încă pe pământ arată că încă este nevoie de noi aici, că nu ne-am încheiat lucrarea pe care Dumnezeu ne-o Și când o să ne încheiem, atunci se deschide ușa și atunci suntem chemați. Da, să mergem la el. Și asta la orice vârstă, până la urmă. Dar, indiferent cât este de vârsta noastră și cât de multe probleme de sănătate avem, atunci când s-o citesc pe bunica, care la rândul ei îl citează pe străbunicul, bunica are 90 și aproape 7 de ani, bunicul a murit la 90 și străbunicul la 96 și spuneau ei că sunt grei anii ăștia. Uh, n-am trecut pe acolo, sunt convins uitându-mă la ea că, da, greutatea anilor cu problemele de sănătate, cu durerile pe care le ai, sunt într-adevăr uh, grei, însă trebuie să știm că Dumnezeu n-a uitat de noi. Da? Nu ne-a sărit rândul, chiar dacă mulți din generația noastră părăsesc lumea asta. Da? Nu ne-a sărit rândul, uh, n-am fost lăsați aici. Ca într-o sală de așteptare și vezi pe alții că se bagă înaintea ta. Nu. Uh, suntem lăsați aici pe pământ cu un scop. Încă este nevoie de noi dacă suntem aici, chiar dacă suntem slăbiți, chiar dacă suntem bolnavi, chiar dacă nu mai putem să facem multe din lucrurile pe care le puteam face odată. De aia suntem chemați ca să răscumpărăm timpul, să ni-l însușim, să-l punem la lucru, la orice vârstă. Uh, și la vârsta aceasta avem timp mai mult decât aveam înainte, în tinerețe. Da? Și atunci putem să îl folosim constructiv, putem să-l petrecem în rugăciune, putem să ne rugăm mai mult decât am făcut-o oricând altcândva. Și ce mare nevoie avem noi înșine și ce mare nevoie au cei din jurul nostru de rugăciunile noastre. Putem să ne apropiem de Dumnezeu mai mult. Da? Da? Pentru că oricum nu mai durează mult până când îl vom vedea. Putem să oferim altora, ca moștenire, experiențele și umblarea noastră cu Dumnezeu. Putem să oferim altora cunoștințele pe care le-am acumulat despre Dumnezeu, despre viață, despre ceea ce um, ne-a învățat El despre valorile lui Dumnezeu, în contrast cu um, valorile lumii. Um, Pavel îi spune lui Tit, că există un rol, există o lucrare pe care cei în vârstă trebuie să o facă. De fapt, o lucrare pe care doar ei pot să o facă, pentru că este o lucrare care necesită experiență directă. Și o să vă citesc din Tit, capitolul 2, primele 5 versete. O să vedem că în multe din epistole avem sfaturi pentru bătrâni, sfaturi pentru părinți, sfaturi pentru copii, sfaturi pentru tineri. Um chiar și aici continuă cu sfaturi pentru cei în vârstă, cei mai tine după pasajul pe care o să-l citesc. Și spune așa, tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Aici vreau să vă spun că trăsăturile astea de caracter se construiesc în timp. Și este foarte important ca să înțelegem cât mai devreme că dacă noi suntem uh, iuți la mânie, uh, acum, nu o să fim plini de răbdare când suntem în vârstă. <coughs> dacă noi nu avem dragoste, acum, nu o să fim cei mai mari iubitori odată ce ajungem la pensie. Dacă noi nu suntem sănătoși în credință, acum, nu o să fim sănătoși în credință nici. Mai târziu. E vorba de o progresie. O progresie care trebuie să culmineze, să, uh, să ajungă la apogeul ei atunci când suntem în vârstă. Da, când ajungem la o anumită vârstă, ne confruntăm și cu probleme uh, de sănătate, care poate să ne facă mai. Uh, eu știu, durerile continue pot să ne facă să nu avem atât de multă răbdare. Um, Ok, lucrul ăsta este adevărat, dar aici vorbim dincolo de uh, reacțiile astea. Vorbim de niște trăsături de caracter care se construiesc în timp. A fi vrednic de cinste, a fi vrednic de onoare, asta te face vrednic de ascultat, de a fi ascultat, de a fi urmat. Ei bine, lucrul ăsta nu se întâmplă odată cu albirea pe cap, deodată, automat. Asta se întâmplă. Dacă viața pe care ai trăit-o, ai trăit-o după niște valori, dacă n-ai făcut compromisuri, dacă ai avut principii, dacă l-ai iubit pe Domnul și ai trăit conform principiilor lui, atunci, când ajungi la bătrânețe, o să fii vrednic de cinste, o să fii vrednic de onoare, ceilalți ori să te respecte. Da? Dar dacă ai făcut tot felul de compromisuri și dacă ai umblat, dacă ai fost așa ca pendulul dintr-o parte într-alta, nu te poți aștepta ca dintr-o dată la bătrânețe să toată lumea să te respecte. Există un respect care vine odată cu vârsta, dar respectul ăsta este uh, limitat la uh, politețe, dacă uh, vreți. Dar aici vorbim, a fi vrednic de cinste, vorbim mult de lucruri mult mai profunde decât uh, uh, simpla politețe. Așadar, mai citesc o dată versetul. Spune, deci învață, că cei bătrâni trebuie. Și aici avem, când spune Pavel, trebuie, e clar că nu e opțional. Fiecare trebuie să caute, să ajungă, să își însușească, să aibă calitățile acestea. Să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși, în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Uh, și după aia continuă cu sfatul pentru tineri. Mi se pare atât de practic, atât de frumoase sfaturile acestea, atât de candide. Și în același timp vedem că există o lucrare pentru fiecare. Există o lucrare pentru tineri, există o lucrare pentru bătrâni, există o lucrare pentru bărbați bătrâni, există o lucrare pentru femeile mai în vârstă. De ce? Pentru că Dumnezeu ne lasă pe pământ cu un scop. Și dacă trăim, înseamnă că avem o lucrare de făcut. Este important să o facem în lumina cuvântului, să fim acei oameni pe care Um, um, scriptura ne spune că trebuie să fim. Și atunci o să avem uh, și o tinerețe fericită, o să avem și uh, o viață fericită, o să avem și o bătrânețe fericită. Și o să privim în urma noastră, nu cu uh, felul ăla de lăudăroșie a vieții, arogant și plin de sine și cu atitudine, superioritate. Dar o să putem să privim în urmă la traseul nostru, cu recunoștință, cu mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în noi, pentru că ne-au călăuzit pașii și am reușit să uh, avem uh, fiecare etapă a vieții uh, frumoasă da? în umblarea cu el. Ceea ce Pavel a făcut, și ceea ce fiecare credincios este chemat să facă, este să caute să-și sfârșească cu bine alergarea. Care e alergarea fiecăruia pe care Dumnezeu i-a pus-o în față? Să caute să o sfârșească um, cu bine. Să lase în urmă un model care poate să fie urmat de generația care vine după noi. Adică să fim la categoria așa da, nu așa nu. Să fim un model pozitiv. Spune, da, vreau să fiu ca persoana respectivă. Bineînțeles că nu e nimeni perfect, da, dar vreau să am și eu o bătrânețe... La fel ca fratele sau la fel ca sora respectivă. Dacă nu am avea da, a, modele în viață, ne-ar fi mult, mult, mult mai greu. Da. Dar suntem chemați. Că, Pavel spune: călcați pe urmele mele. Da. A, suntem chemați să privim la sfârșitul felului unora de viețuire și să-l urmăm, exemplu. Dar dacă n-am avea astfel de modele, am fi Viața noastră ar fi mult mai confuză și mult mai um, inconsecventă. Hai să ne întoarcem la subiectul nostru acum. Lăsăm un pic timpul la o parte să ne întoarcem la dărnicie. În ce privește partea financiară? De multe ori, efectiv, sumele pe care le are cineva uh, le folosește pentru propria sănătate. Sau bugetul alocat sănătății din venitul lunar este mult mai mare ca înainte îi rămâne mai puțin pentru alte lucruri. Bineînțeles că nu mai ai nici așa dorința aia de a avea lucruri, de a poseda lucruri pe care o aveai la a, vârsta a doua, așa că mai câștigi ceva din buget acolo, în zona asta. Însă, e clar că a, rămâne mai a, puțin pentru alte lucruri. De aceea, drămuirea înțeleaptă a banilor, ca să poți să practici dăr dărnicia sau dăruirea, devine cu atât mai înțeleaptă. Și chiar dacă banii sunt mai puțini, este important să practicăm dărnicia și la vârsta aceasta, pentru că ea ne ferește de lăudăroșia vieții, de capcana în care cad mulți de aceeași vârstă. Cel mai prețios dar pe care îl putem oferi, la la o vârstă înaintată este însă energia noastră, da? energia fizică care este mai puțină, dar și cea mentală și cea afectivă. Activitățile pe care odată le făceam cu ușurință, cum e mersul la întrunirile adunării, de exemplu, sau la întruniri de părtășie, sau în vizite, sau primirea de oaspeți, da? acum sunt mult mai complicate. Da? Și de asta trebuie să le vedem așa cum sunt. Ele sunt prețioase. Da? Uh, fiecare dintre ele, chiar dacă sunt mai rare, chiar dacă o persoană în vârstă nu mai poate să vină de fiecare dată la uh, adunare din cauza problemelor de sănătate, atunci când vine, trebuie noi ceilalți să vedem, să fim conștienți de efortul pe care îl depune sau, eu știu, uh, găzduirea oaspeților sau întrunirile de părte și oricare uh, eveniment ar implica orice implică consumul de, de uh, energie. Pentru că o, o faci în slăbiciunea corpului. Da? Și e cea mai uh, cel mai valoros lucru pe care îl ai. Da? Și de asta este jertfa cea mai prețioasă, spirituală, pe care poți să o faci. Așa trebuie să fie privită și de cei din jurul nostru. Pasajul pe care noi l-am citit în Unul Ioan se încheie cu lumea și pofta ei trece. Dar, cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Lumea și lucrurile lumii, lumea și uh, pofta, dorința ei, trece. Uh, toate astea sunt efemere, spune apostolul. Cine face voia lui Dumnezeu, rămâne. Da? Harul dărniciei este dat Tocmai ca să ne țină în control firea și pornirile egoiste și să ne împiedice să intrăm în vârtejul acesta, în spirala aceasta care ne pune pe un traseu care o să se sfârșească, care, care o să treacă. Ne pune și ne, ne oprește să intrăm în, în, în spirala asta și ne ajută să păstrăm, să mergem pe o cale care uh, nu trece, care rămâne în viață. Egoismul și mentalitatea eu primul, nevoile mele pe primul loc, eu sunt mai bun sau mai important decât alții, atitudinea că ni se cuvin lucruri, ni se cuvine atenție, ni se cuvine entrietate, ni se cuvin uh, favoruri și așa mai departe, ne împiedică să dezvoltăm o relație profundă, o relație de legământ cu Dumnezeu și cu oamenii. Și tocmai la tipul acesta de relație suntem noi chemați. Dărnicia atunci este unul din harurile care ne capacitează ca să avem tipul acesta de relație, în care ne însușim importanța celuilalt, nevoia sau nevoile și bucuriile lui, așa cum vorbeam data trecută. Viața mea este și viața ta, resursele mele sunt și resursele tale tipul acesta de relație, la el suntem um, chemați. Este un tip de relație care um, nu se mai regăsește sau se regăsește tot mai puțin în uh, societate, da? dar în adunare și în familia lui Dumnezeu trebuie să continue tipul acesta de relație. Um, când vorbim despre dărnicie, Deși ne referim în primul rând la resurse financiare, să știți că atunci când vorbim despre dărnicie, dărnicie ca și coinonie, ca părtășie, ne referim la toate resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și includ, aici includem și timpul și energia noastră. Este foarte important să le includem pe toate. De exemplu, în a doua parte a vieții, când am mai mulți bani decât în tinerețe, dar am mai puțină energie și sănătate și capacitate efectivă și mult mai puțin timp, îmi este mai ușor să donez bani pentru o anumită cauză care poate să fie dreaptă, care poate să fie corectă. E, Mi-e mult mai ușor să donez bani decât timp și energie. Și e de înțeles lucrul acesta. Este un sacrificiu dărnicia mea? Da, este. Este, dacă o fac din toată inima, este un sacrificiu binecuvântat și primit de Dumnezeu? Da, este. Da. Însă, din uh, diferitele bunuri pe care Dumnezeu mi le-a dat spre administrare, eu îi dau, dacă bani am cel mai mult, timp am cel mai puțin și eu dau doar bani, atunci eu, îi fa eu, dau, eu fac sacrificiu cel mai mic. Uh, noi trebuie să-i dăm lui Dumnezeu. Ceea ce avem noi mai prețios. Ceea ce avem noi mai prețios la fiecare etapă a vieții. Aia este dragostea cea mai mare pe care o arătăm lui. Dragostea cea mai mare pe care o arătăm um, semenilor. Și atunci, nu putem să spunem că banii, de exemplu, reprezintă cel mai mare dar, cea mai mare jertfă pe care poți să o faci în toate etapele vieții nu? La bătrânețe, așa cum am vorbit noi de etapa a treia, a, cred că energia e cel mai mare dar. Să faci un efort pentru care e foarte mare. A, să vii la adunare sau să vii la o părtășie sau să a, a, faci lucrurile acestea pe care le-am găsit în tit sau alte lucruri care nu sunt menționate acolo, însă sunt pentru a-i sluji pe ceilalți. A, cred că Activitățile astea sunt chiar mai importante la vârsta respectivă decât dărnicia în sensul de donație financiară. În a doua etapă a vieții, când cu timpul stăm cel mai prost, este foarte important să punem timp deoparte pentru. Domnul, este foarte important să ne oprim din goană, din activitățile zilnice și să spunem, ăsta este timpul pentru Dumnezeu. Îmi pun la dispoziție uh, tot ceea ce am și energia, și banii, și timpul meu pentru, uh, Domnul, pentru uh, frați, ca o uh, jertfă. Pot să. Dăruiesc oricât de mulți bani, mai ales dacă am, dacă Dumnezeu m-a binecuvântat și am, pot să dăruiesc mulți bani. Dar dacă eu timpul și energia le consum doar pentru mine, jertfa aceasta nu este suficientă. Dacă banii sunt mai prețioși, adică dacă resursa cea mai puțină pe care o am sunt banii, atunci... Da, acolo o să se vadă dragostea și loialitatea și dăruirea mea. Trebuie să fiu în stare să ofer Domnului nu um, din resursa pe care o am cel mai mult și atât, ci trebuie să ofer Domnului din toate resursele, pentru că asta înseamnă să te dai pe tine lui Dumnezeu și apoi fraților. Asta e ceea ce spune Pavel despre cei din Macedonia, cei din adunările. Din nordul Greciei. Le spune în 2 Corinteni, capitolul 8. Zice, au făcut aceasta, dărnicia aceea mare, nu numai cum ne dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la capitolul acesta, la capitolul 9, capitolul următor o să vedem că ei nu au dat doar bani, au trimis oameni alături de uh, Pavel, s-au implicat, s-au implicat cu toate ființele lor în slujirea aceasta specifică pentru frații lor din Iudea, frați pe care nu i-au întâlnit niciodată. Este... Ei ne stau ca un exemplu despre ce înseamnă să te dai pe tine însuți, Domnului. Și în Roman, capitolul 12, avem noțiunea de a aduce propriul nostru trup, adică toată ființa noastră, ca o jertfă vie, plăcută, primită lui Dumnezeu. Aceasta este o slujbă duhovnicească, este o, un serviciu spiritual, um, rațional, dacă nu greșesc spune în uh, text, în limba greacă. De ce? Pentru că este slujirea preotului care își aduce ofrandă, își aduce jertfa înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați să facem lucrul acesta, nu doar cu ceea ce avem mai puțin, mai mult, cu ce avem mai mult la dispoziție și ne putem lipsi, da? Că este energie. Când ești tânăr, a, poți să, eu știu, conduci 12 ore, nu ți se pare mare lucru. E, când ajungi la o anumită vârstă, 12 ore e foarte mult. Trebuie, sunt alte uh, uh, calcule logistice când trebuie să parcurgi distanța asta. Uh, la vârsta a doua ai mai mulți uh, bani. Nu pot să vin cu tine, îți plătesc eu drumul dus și întors. La văd domnul, ok, e nevoie. E nevoie de toate lucrurile astea, însă eu nu pot să fac doar un anumit lucru. Asta e ceea ce încerc să scot în evidență și e foarte important să înțelegem. Nu e suficient să punem la dispoziția Domnului doar segmentul din viața noastră, uh, resursa din viața noastră de care dispunem cel mai mult. Da? Uh, trebuie să ne dăm pe noi înșine Domnului și apoi uh, fraților, deci, sau da mai întâi pe ei și Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Și atunci asta înseamnă Atât banii, cât și timpul, cât și energia. Și trebuie, chiar dacă diferă de la etapă la etapă, trebuie să ne asigurăm că dăm, că donăm, că dăruim Domnului, că suntem părtași cauzei Lui și relației cu El și cu semenii în toate domeniile astea. Dăruim din timpul nostru, din energia noastră și din banii noștri. Asta este foarte important. Asta au făcut cei din Macedonia, asta au făcut și cei din uh, uh, Ierusalim și primii ucenici, veniți din toate părțile care au rămas în Ierusalim, că de acolo au pornit studiul nostru mai mare. Suntem chemați și noi să facem același lucru. Este dovada că ne-am dat pe noi înșine Domnului. Dacă nu, atunci riscăm să fim la fel ca uh, bogații, aceia care. Dădeau mult în visteria templului și Domnul se uită și spune, săraca aceea care a dat, văduva aceea care a dat ultimul ei bănuț, cel mai, cea mai mică monedă disponibilă atunci în Iudea, a dat mai mult decât ei. De ce? Pentru că i au dat din prisosul lor pe când ea a dat tot ce a avut. Data viitoare vom vorbi mai mult despre lucrul acesta. Dar, provocarea pentru noi este să fim conștienți de resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat, să le măsurăm, să vedem cum stăm și să vedem cât suntem dispuși să dăruim Domnului și fraților, cum se materializează dărnicia aceasta, nu doar la nivel de intenție, cum a fost la Corint, ci să ne ajute Domnul să fie la nivel de realizare, cum a fost în cazul celor din Macedonia, care s-au dat pe ei și întâi Domnului și apoi. Fraților, Domnul să ne ajute să facem și noi la fel. Amin.